În data de 24 iulie, polițiștii din San Andrei au reținut un bărbat în vârstă de 47 de ani, bănuit de comiterea mai multor infracțiuni rutiere. În jurul orei 23, oamenii legii au oprit pentru control în localitatea Hodoni un autoturism condus de către un bărbat în vârstă de 47 de ani. În urma verificărilor efectuate de către polițiști, s-a stabilit că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. De asemenea, în urma testării cu aparatul a rezultat faptul că acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice. Totodată, în data de 23 iulie, o persoană necunoscută ar fi sustras dintr-un magazin din localitatea Sân Mihaiu Român bunuri în valoare de 211 lei. În urma investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat un bărbat în vârstă de 29 de ani, bănuit de comiterea faptei. În urma verificărilor, bărbatul de 29 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii acțiunii de furt, acesta fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Timiș.